de lupte a fost lansat la Academia de Poliție din Chișinău. Acesta reprezintă o luptă corp la corp cu echipament preluat din vestimentația de epocă. Astăzi noi avem o sumedenie, un univers foarte larg de lupte pe care iarăși le practicăm și au prins rădăcini la noi în Moldova. Dar, din păcate, nu cunoaștem identitatea, nu cunoaștem acele lupte sau acele procedee cu care s-au luptat strămoșii noștri pe câmpul de luptă. Este foarte important ca acești tineri să cunoască acest lucru și să le promoveze. Pentru prima demonstrație, sportivii și-au confecționat singur echipamentul timp de o săptămână. Este o luptă nouă, singură, profesori, studenții cu mulți ani au inventat-o până la sfârșit, vrem să o promovăm. Cum vedeți, suntem îmbrăcați în saci, la uniformă mergea 3 saci și deja suntem în scuturi, confecționate din linoleum, opsite, tot și ne meriți sub mână. Noul stil de lupte a fost lansat cu ocazia Zilei Europei, care se va sărbători pe 9 mai. Profesori și studenții Academiei de Poliție din Chișinău, Ștefan cel Mare, au lansat în această săptămână un nou stil de luptă național. Aceasta reprezintă o luptă corp la corp cu elemente demonstrative care includ și echipament preluat din vestimentația de epocă. Am gătit foarte dur și foarte sever la această manifestație. Sperăm că participăm în viitor. Mi-a plăcut, am dat stăruință toți. Mi-a plăcut, a fost un pic greu de la început, dar am dat stăruință, deoarece pentru noi este o luptă nouă, vrem să o promovăm. La eveniment au fost prezenți efectivul studențesc și părinții acestora, cadrul profesoral didactic al instituției, veteran ai organelor afacerilor interne, antrenori emeriți și sportivi de performanță, precum și alți oaspeți de onoare. Această acțiune s-a desfășurat la inițiativa colectivului Academiei și a urmărit promovarea valorilor naționale ca parte integră a spațiului cultural european. Ne-am organizat deoarece știți acum suntem în ajunul unei sărbători foarte importante pentru noi, adică Ziua Europei, și noi suntem un stat care pretindem și vrem să fim un stat reintegrat european, dar reintegrarea noastră europeană trebuie să fie doar în contextul și doar să fie realizată cu respectarea tradițiilor noastre naționale și cu respectarea etnității noastre naționale și, nu în ultimul rând, cu respectarea valorilor general umane. Baza cercetării teoretico-practice a fost realizată de Școala de Lupte Vânătorii din Tigheci.